Bine v-am găsit, prieteni. De data aceasta n-am mai încercat să scot răvașul mai repede și știți, în funcție de mesajele din răvaș, unele sunt mai mici, altele sunt mai mari. Acesta este foarte mic și mă gândeam că nici mai repede n-am scos răvașul din floricica mea. Dar dacă scot răvașul, înseamnă că scot și mesajul din răvaș. Și din floricică, concentrați-vă copii, că de-aia dacă nu reușesc, nu vă concentrați-vă, concentrați-vă, inspirați, expirați. E, mai ușor, inspirați, așa, așa copii, bravo, foarte bine, așa ne pregătim de poveste, da, gata. Aproape am reușit, au, scuzați-mă, dar așa, cu efort, altfel cum. Gata, am reușit și de data aceasta. Să vedem ce ne mai scrie Năsturel de poveste în răvașele noastre. Sunteți pregătiți, da? Și curioși mai ales. E bună curiozitatea dacă ne ajută să mai învățăm lucruri. Știi tu, oare în lumea asta fructul cel mai valoros este dulce, colorat, parfumat ori aromat? Știi cumva unde se află, cine l-a descoperit, știi sau poate ai ghicit? Năsturel de poveste. Ce e cu atâtea întrebări la un loc? Știi tu, oare în lumea asta fructul cel mai valoros este dulce, colorat, parfumat, ori aromat? Da. Poate să fie toate la un loc, năsturel de poveste, da. Cred că nu la asta te referi, nu? Știi cumva unde se află, cine l-a descoperit, știi sau poate ai ghicit? Fructul cel mai valoros. Acum, copii, știu o poveste cu un fruct. Știu o poveste cu un fruct. Vă spun și vouă și apoi voi la rândul vostru, dacă vreți, dacă vă face plăcere, îmi scrieți și îmi spuneți dacă o fi corect așa sau poate Năsturel de poveste se gândea la altceva și poate voi știți altă poveste. Eu, de exemplu, știu o poveste cu un fermier care odată de mult de tot pe vremea în care trăia el, a ajuns mai la bătrânețe, i-a chemat pe cei trei fii și le-a spus următoarele: dragii mei, eu de acum sunt bătrân. Nu mai am prea multe zile pe pământul acesta și m-am gândit mult cum să împart averea. Sigur că o pot împărți în mod egal, dar aș vrea să vă ajut să căpătați un strop de înțelepciune, că atunci când veți rămâne să aveți în grijă ferma aceasta și când vă veți întâlni cu oamenii, să fiți mai buni, mai înțelepți, să mai învățați din lucrurile pe care eu poate nu am avut vreme să vi le spun. Da, tată, dar ce-i vrea să facem? Au întrebat flăcăii. Iată, dragii mei, vă dau fiecăruia câte o pungă cu galbeni. Și fiecare dintre ei a primit câte o pungă cu galbeni. Acum mergeți în lume și căutați cel mai valoros fruct care există în lumea asta. Și apoi, cel care va aduce fructul cel mai valoros, aceluia îi voi da jumătate din averea mea, iar cealaltă jumătate va fi împărțită între ceilalți doi frați. Sunteți de acord? Da, tătucă, și apoi oricum noi ne iubim unul pe celălalt, nu o să ne supărăm și nu e rău să mai învățăm câte ceva, deci ne ducem, tătucă, facem întocmai cum ai zis. A doua zi, dis de dimineață, cei trei frați s-au pregătit și fiecare a apucat-o pe un drum, fiecare plecând în căutarea celui mai valoros fruct. Unul dintre ei a mers, a mers, a ajuns de a descoperi pentru prima oară strugurii. Strugurii. A gustat din poama aceasta atât de dulce. A aflat că din ea se face vinul atât de gustos. Și și-a spus: strugurii. Cred că strugurii reprezintă cel mai valoros fruct de pe pământ. Așa că a luat struguri, a luat viță de vie să o ducă la tatăl său la fermă să planteze acolo și s-a înapoiat spre casă. Cel de-al doilea fiu a mers și el. A mers la fel de mult ca fratele cel mare și a ajuns în locuri exotice, unde a descoperit nucile de cocos, mango, smochine, curmale și i s-au părut toate atât de exotice, de bune la gust, de fine la gust, încât a zis:
Acestea sunt cele mai valoroase fructe, le voi duce tatălui meu. Și a făcut întocmai. Știți, călătoriile acestea au fost foarte lungi. Povestea spune că cam 3 ani de zile au fost plecați feciorii de acasă. Când s-au întors, toți 3, feciorul cel mic nu avea nimic. Tu, fiule cel mare, ce mi-ai adus? Eu, tată, ți-am adus, iată, strugurii aceștia. Sunt fructe cum n-ai mâncat niciodată și, uite, viță de vie. Poți, tată, să plantezi și vor ieși struguri zemoși și gustoși. Fiule, dar chiar ai dreptate. Sunt niște fructe foarte valoroase, a spus fermierul și l-a îmbrățișat. Dar tu, fiul meu cel mijlociu, eu, tată, ți-am adus mai multe fructe. Toate sunt din locuri exotice. Ți-am adus cocos, tată. Ți-am adus mochine, curmale, mango. Uite ce fructe extraordinare. Și fermierul a luat, a gustat din fiecare. Erau într-adevăr extraordinare la gust și... Da, fiule, și tu ai dreptate. Sunt foarte valoroase fructele acestea. Și s-a îndreptat către fiul cel mic. Fiul cel mic, după cum v-am zis, nu avea nimic. Dar tu, fiule, tu n-ai adus niciun fruct? Ba da, tată, doar că fructele mele nu se văd. Nu înțeleg. Știi, tată, tu mi-ai dat o pungă cu galbeni. Da, ți-am dat. Și am plecat până când am ajuns într-un oraș mare și m-am înscris, tată, acolo la școală. Și am învățat 3 ani de zile și am învățat atâtea lucruri importante. Am învățat despre oameni înțelepți și despre înțelepciunea din lumea aceasta și cred, tată, că cele mai valoroase fructe sunt... Cele mai valoroase fructe, tată, sunt fructele cunoașterii. Și te poți baza pe mine. Am învățat lucruri despre cum să am grijă despre ferma aceasta. Am învățat despre înțelepciunea filozofilor de demult. Am învățat, tată, atâtea și atâtea. Am atâtea fructe valoroase în mine, tată. Da, fiule, ai dreptate. Tu ai descoperit cele mai valoroase fructe. Iată, ție, fiul meu, îți voi da jumătate din averea mea. Iar vouă, fiilor, dată tu că știm, 9 jumătate din ce a rămas și nu ne supărăm. Vom rămâne aici cu fratele nostru cel mai mic ca din fructele lui ale cunoașterii să ne dăruiască și nouă. Și-au rămas cei 3 frați împreună cu fermierul bătrân care într-o bună zi a plecat la Domnul, dar a plecat împlinit și liniștit pentru că știa că fiii lui au înțeles că cele mai valoroase fructe vin din învățătură. Fructele cunoașterii. Acum, voi puteți să nu fiți de acord cu mine sau puteți fi de acord cu mine, oricum stă situația, vă aștept să-mi scrieți la numărul de telefon mobil 0740 171 622 și vă doresc totuși să descoperiți și voi cele mai valoroase fructe din lume. Pe curând! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!